Bună, bine am revenit la Misterul Capitolelor. O să trecem prima a doua parte de a explora următoarea secțiune, care este... Suntem aproape la două treimi din parcurgerea înțelepciunii. Și într-o scurtă recapitulare, hai să recapitulăm primele 17 capitole pe care le-am parcurs deja. O să le iau în ordine, de la 1 la 17, care nu e ceea ce face și Chönyi Lama, pentru că dacă le faci în ordine, e greu să vezi vreun tipar asupra de ce Nagarjuna le-a luat în această ordine. Și asta e marea noastră provocare și vă provocăm pe voi, participanții din acest program, să vă împărțiți în echipe mici și să propuneți prin logică despre cele 27 capitole. Și hai să luăm primele 17. Am luat comentariul lui Chönyi Lama, l-am reordonat, am pus capitole care erau în afara ordinii, le-am pus în ordine, dar acum sunt în altă ordine față de ordinea lui originală. Și o să iau comentariile la fiecare capitol și nu le voi conecta de la unul la altul, pentru că aia e treaba ta. Și abia aștept să văd cu ce veți veni voi, pentru că mă va ajuta și pe mine. Mereu am fost curios la întrebarea asta. I-am provocat și pe cei de la Lunele Nebune, aceștia care au învățat să traducă, i-am provocat să treacă prin data de baza de date a lui John Brady și anume calea de mijloc, Sungbum, din lucrările în tibetană. I-am provocat să meargă, să găsească explicația cuiva de ce este ordinea asta a capitolelor. Cred că mari erudiți mongoli sau Jamyang Shepa, unul din aceștia sunt genul de oameni care au o explicație clară. Dar vă provoc și pe voi să găsiți care e ordinea. Primul capitol se numește Pratyaya Pariksha, care înseamnă o investigare a condițiilor. Nu zice cauzării, ci o investigare a condițiilor pentru ca lucrurile să fie. Chönyi Lama justifică acest capitol spunând că trebuie, că dacă vom dovedi că lucrurile nu sunt ele însele, prima noastră activitate e să dovedim cum ele nu pot începe prin ele însele. Deci, dacă scopul nostru în întreaga carte, pe nume înțelepciune, e să dovedim că lucrurile nu sunt ele însele, sau poți să zici și vacuitate, atunci primul lucru pe care trebuie să-l facem e să explorăm cum au început ele prima dată, fără ca ele să înceapă din ele însele. Deci astfel, Nagarjuna, ca și în prima capitol, l-a denumit o investigare a condițiilor care ajută ca lucrurile să înceapă. Deci uite, asta e logica primului capitol și apoi se destramă. Iată, încerc să vă dau câte o imagine de fiecare dată ca să încercați să țineți minte ideea. Eu personal găsesc că e un exercițiu excelent, că dacă vreau să țin minte învățătura pe care am primit-o azi sau ieri, eu pur și simplu trec prin poze și mă provoc să țin minte despre ce erau. Și deci când vedeți acești mici semințe, vlăstari care ies din semințe, să te gândești, ăsta e primul capitol. Capitolul despre condiții. Care sunt condițiile? Și vreau să te gândești în felul ăsta. Și o să vă dau niște poze, imagini. Și o să doresc să le conectați mental. Există o tradiție în acest lineaj că atunci când înveți un topic, îl recapitulezi de cel puțin două ori după ce ai învățat lecția. Preferabil una prima în ziua când le-ai auzit și a doua zi sau două zile mai târziu. Eu personal cred că e o idee excelentă să faci ceea ce îți cere
liniajul, recapitularea. Ia imaginea. Mie îmi place să, personal, în timp ce fac micul dejun, pun imaginea pe masă și în timp ce mănânc, mă uit. Îmi beau cafeaua și încerc să-mi amintesc despre ce era. E un mic dejun foarte plăcut în felul ăsta. Și aici, apropo, această explicație despre ce este în primul capitol, vine mai târziu în primul capitol, nu ți-o dă de la început. Eu am mers, am luat-o și v-am dat-o mai rapid. Un verset pe care trebuie să-l ții minte din primul capitol, să-l citesc în sanscrită, pentru că sanscrita nu e atât de bună ca tibetană și încerc să mă scuz ca să repet, să mi-o îmbunătățesc. Asta e sanscrita din primele versete de deschidere a înțelepciunii. Sunt extrem de celebre. Și cred că merită doar să te uiți la ele. Să le zic și în tibetană. Foarte celebre. Trebuie să le recităm mereu la mănăstire. Și engleza. Mă înclin celor mai înalți învățători, celor de plin iluminați, care au atins pacea unde fanteziile despre cum lucrurile există sunt puse la odihnă. Mă înclin celor care ne-au învățat că lucrurile se întâmplă în dependență. Nimic nu se sfârșește, nimic nu începe, nimic nu se termină, nimic nu ține de apururea. Nimic nu vine, nimic nu pleacă. Două lucruri nu sunt diferite, dar în același timp nu sunt nici la fel. Foarte puternice aceste versete de început. Și Chönyi Lama explică acest verset prim în 8 puncte. Zice că acest verset este cel mai bun lucru pe care Buddha l-a făcut, și anume că ne-a predat interdependența sau dependența și apoi ne-a arătat că ea are vacuitate. Deci asta a fost ordinea, cum ne-a predat-o. O slavă adusă interdependenței. Numele mai lung este lauda adusă lui Buddha, că ne-a învățat aceste lucrurile. Și pune accentul despre de unde vine. În bucătărie, soțul țipă pentru că tu ai țipat la copiii tăi. Și e mai de folos decât să zici că soțul nu vine de niciun loc. Deci, identifici de unde vine. Și Chönyi Lama, când explică aceste prime 8 descrieri din liniile de început, și merită să le menționăm în primul capitol acum, însă în celelalte să merge puțin mai rapid. Ceva ce nu se poate finaliza în sensul că iese din existență. Deci interdependența nu se poate termina niciodată în sensul că ea pur și simplu iese din existență. Și nu poate să înceapă niciodată în sensul că își asumă propria identitate. Gândește-te ca lucrurile care încep și primesc o denumire. Odată ce ceva începe, odată ce un nou angajat vine la companie primele zile, primește o etichetă și apoi și-o asumă. În mod obișnuit, da? Să zici ceva, că ceva nu se poate opri. Deci fluxul unui obiect care e în continuu, da? Mă gândesc la o bicicletă care deodată se destramă, dar până atunci a fost continuu această identitate aici, deodată s-a oprit. Deci ăsta e al treilea lucru care
are propria lui vacuitate. Nimic nu dăinuiește pentru totdeauna, care înseamnă că nimic care nu poate fi distrus, asta înseamnă. Nimic nu poate veni sau să plece de aici încolo, în sine, fără să fie karma implicată. Și două lucruri nu pot fi diferite unul de altul, Choni Lama zice. De exemplu, să ocupi spații diferite, dar în același timp nu pot fi nici același, în sensul că ocupă același spațiu simultan. Deci astea sunt comentariile lui la primul capitol. Deci în principiu, țineți minte, pratyaya, pariksha, o examinare, o investigare a cauzelor sau condițiilor de unde vin lucrurile. Capitolul 2. Choni Lama descrie așa. Și nu uita, eu acum prezint capitolele lui Choni Lama în altă ordine, da? Față de cum a zis-o el. Odată ce auzi că o persoană nu are o natură proprie, ai putea să te întrebi cum au venit ei în această viață și cum pleacă din această viață dacă ei nu există în sine. Dacă persoana nu există în sine, cum intră în viața asta și cum pleacă din viața asta? Deci al doilea capitol se numește o investigare a plecării și a venirii. Plecare, venire. Specific despre cum o persoană pleacă din viața trecută și intră în viața asta. Dacă este, are vacuitate, atunci cine e cel care face acest drum? Deci nu uitați că voi trebuie să vă întrebați cum naiba se conectează asta cu condițiile din primul capitol. Asta nu mai e problema mea acum. Și exemplele pe care el le dă, uite, imaginea asta, dacă ții minte, a fost această talpă. Care, și noi încercam să identificăm care parte din piciorul tău pleacă și care parte deja a plecat când ești la jumatea pasului de a-l face. Deci unde e linia între partea piciorului care deja a luat-o pe drum și partea care e, care urmează să pășească. Deci care parte a piciorului, a tălpii, face pasul și ce altă parte urmează să facă. Am căutat din greu imaginea asta. Și asta ne-am pierdut și aici, în întrebarea asta, mult timp. N-am să mai intru în ea. Provocarea ta, în primul rând, primul capitol despre cum lucrurile vin din condiții, al doilea capitol, focusat pe cum oamenii vin din viața trecută și intră în viața prezentă. Și acum, dacă pui întrebarea despre cine e cel care vine și pleacă? Sau ce parte vine și pleacă? Deci asta e problema ta, voastră. Voi veți face legătura între capitolele astea. Următorul capitol. Și acum discut despre capitolele 3, 4, 5. Aceste trei capitole sunt împreună, aparțin împreună. Nu încerca să le explicați separat, voi, în echipe. Tratați-le la un loc, pentru că dacă trebuie să stai să explici conexiunea între 27 de capitole, o să te ia durerea de cap. Sunt anumite grupuri în aceste 27 care sunt la un loc, prin orice logică budistă. Următoarele 3 capitole, 3, 4, 5, capitolul 3 este o investigare despre puteri. În principiu, puterile de simți, nas, urechi, limbă, piele, dar și alte puteri, masculin, feminin, mentalul, intelectul, acestea sunt puteri care sunt subiectele celui de-al doilea capitol din Abhidharma Kosha. Dar părțile persoanei, cum ar fi? De puterile simțurilor, capitolul 3, capitolul 4, dar agregatele sau cele 5 părți ale persoanei, capitolul 5, dar despre elementele clasice, care sau ciumelul, care pământ, apă, foc, vânt.
uneori mai adaugă conștiința, conștiința. Metafora ei este lemnul. Aceste trei sunt părți tipice ale oamenilor pe care Buddha le-a acoperit în Abhidharma, care aparține primei întoarcere a roții. Deci, nu e nebunesc să vorbim despre puteri de simț, părțile persoanei și elementele care alcătuiesc ființa fizică. Deci, energiile tipice pe care noi le denumim gravitația, entropie, inerție, lucrurile de genul ăsta sunt explicate prin denumiri precum apă. Nu se referă la apă fizică, ci la un fel de energie a lumii naturale. Deci e natural pentru Nagarjuna să trateze aceste trei capitole la un loc. Dacă tu spui că Nagarjuna, că totul are vacuitate și nimic nu există în sine și nimeni nu este însuși, atunci de ce Buddha a descris atât de concret aceste părți concrete ale persoanei în prima întoarcere al roții? A fost greșit? Era nebun? De ce le-a predat în felul ăsta? Deci aceste trei capitole explorează mai mult aceste părți ale persoanei. Deci acum am ajuns la 5, între 1, 2 și 2 și 3, 4, 5. Încă nu sunt legături evidente. E munca ta să o faci de acum încolo. Iată imaginea mea pentru capitolele 3, 4, 5. Din nou încerc să le combin pentru că să pui studenții să-i adormi dacă încerci să descrii 27 de legături. Încearcă să te gândești de ce nu a scris Nagarjuna 5-6 capitole. Dar de obicei nu-l încarci pe student cu 27 de argumente logice de ce le-a pus așa. Deci, astea sunt capitolele 3, 4, 5 la mine. Sunt părțile unei mașini. Și în descrierea părților unei persoane, Buddha implică că oamenii erau prin ei înșiși și atunci când le descria. Deci, era foarte concret când explica. Părțile unei persoane e un lucru de bază, tangibil. Ai sentimente, ai discriminări, ai părți fizice, ai conștiințe, părțile standard. Și Buddha n-a zis niciodată, descriind aceste trei tipuri de părți în aceste trei capitole, nu a zis niciodată că persoana care rezultă nu există prin sine. Deci, în mod natural, nu uita că Nagarjuna e fix la întrepătrundere dintre școala inferioară când face tranziția către cea superioară, adică calea de mijloc. Deci el stă la finalul perioadei Abhidharma și la începutul perioadei căii de mijloc. El este un fel de bornă de unde care trecem în calea de mijloc. Deci el e cel care a făcut tranziția. Deci, hai să vedem capitolele 6-7. Sugerez să le pui la un loc, 6-7. Choni Lama o face. Și de ce? El începe cu logica lui cu o întrebare. Și repet, logica lui e în ordine haotică. Și apoi cineva s-ar gândi că dacă avem emoții precum dorința și le observăm printre cele trei stadii a începutului, a sfârșitului și a menținerii, și am auzit și explicații că lucrurile sunt declanșate de karma, despre care vom vorbi mai târziu, oare nu putem să spunem că și emoțiile au o natură proprie sau emoțiile negative în principiu îți declanșează următoarea viață? Trebuie să aibă o natură. Deci capitolul 6 este o investigare a dorinței și a persoanei care simte dorința. Capitolul 6 se denumește investigație a emoției dorinței și a persoanei
care are acea emoție. Capitolul 7 este o investigație a începutului, a menținerii și a încetării. Și avem și o pauză aici. De ce Nagarjuna sare de la dorință la a începe a menține și a finaliza și a se opri, termina? Înțeleg că le-a pus pe 6-7 la împreună, dar de ce? Oare nu au o natură proprie cumva? Dar de ce le pune împreună 6 și 7? Este un motiv puternic al lui? Asta este munca ta. De ce trec de la discuția despre părți care era concretă și n-a trecut la vacuitate? Asta e treaba voastră. Eu vă dau justificarea lui Choni Lama pentru capitole singulare sau grupe mici care sunt în altă ordine. Următoarea. Dacă vrei să despre capitolul 6-7 și despre dorința care declanșează un pasaj între renașteri, el vorbește despre agenții aici. Și când afirm că Buddha, când negi că atunci când Buddha a predat părțile despre lucruri, cum ar fi elementele corpului, că nu a zis că astfel că ele vin din ele însele, cum ar fi interacțiunea dintre ele, cauză și efect, cum ar fi despre agenți, tipul cu bățul de biliar care dă în mingea de biliar, oare el nu este în sine real? Cum poate un tip a cărui deget și mână nu e reală să țină de băț, să dea în minge și bilele se învârtă? Asta e întrebarea următoare. Ok, capitolul 8. Capitolul 8 se cheamă investigare a agenților și a acțiunilor. Și cred că e evidentă care e conexiunea cu cel din anterior. Dacă dorința te aruncă în viața viitoare și apoi startul și stopul și menținerea. N-ar trebui să discutăm și despre un agent care face ca lucrurile astea se întâmple. Deci capitolul 8, pare rău, capitolul 8, o investigare a agenților și a acțiunilor. Cei care fac și lucrurile pe care le fac. Și uite cum introduce Choni Lama acest capitol 8. Odată ce am auzit că persoana nu are natură proprie, nu posedă, cineva începe să întrebe cum poate persoana asta să fi venit în viața asta din altă viață și cum merg în altă viață din viața asta. Și poți în punctul ăsta să te întrebi că dacă e karma care i-a declanșat acest drum, cum poți să comiți, să faci o karma dacă nu e nimeni care să o facă. Deci trebuie să investighezi agenți și acțiunile implicate în karma. Cine și care e karma dacă nimeni nu există? Cum poate un băț de biliard care nu există să facă o bilă care traversează masa de biliard într-un fel în care nu există? Deci ăsta e capitolul 8. Suntem pe la jumate cu recapitularea. Ok, și ideea asta din capitolul 8, de a trece dintr-o viață în alta, îmi place poza asta. El e Shanti, cel mai nou membru a sanghei noastre, copilul lui Pachi și Pau, în Guadalajara, săptămâna trecută, de anul nou, cred că țin minte bine părinții data. Și cum bebelușul ăsta a venit în viața asta? Cum a trecut din viața trecută? Cine era atunci și cum a venit? Și care au fost forțele, agentul sau forțele, agenții sau forțele care l-au împins în viața următoare și au creat această acțiune? Care sunt acele forțe? Capitolul 8. Conexiune dintre 7 și 8 e problema ta. Eu doar încerc să descriu capitolele.
Capitolul 9, din nou e în altă ordine. Vă dau ordinea lui Choni Lama. Dar merg în ordinea lui Nagarjuna. Poate că s-a speriat puțin, nici n-a încercat să le pună în ordine, pur și simplu a trișat. Deci asta voi vă ocupați. Și iată justificarea lui pentru capitolul 9. Odată ce au ascultat o prezentare despre agenți și acțiuni, cei care comit karmele, că nu au natură proprie, atunci audiența ar putea să se întrebe, poate că nu a fost niciodată nimeni care să se renască. Cine a fost cel care s-a renăscut? Dacă Shanti n-a fost aici înainte să se fi născut, cine a luat numele lui Shanti? Probabil el era altcineva înainte de Shanti, ca să ia nașterea lui Shanti. Cine a fost înainte ca o acțiune să fie comisă? Deci ăsta e subiectul capitolului 9. Avem și o imagine. Îmi place, e imaginea unui pom de piersici care le-am cumpărat la cafeneaua mea. Eu și Stanley Allison am plantat doi din ei la cafenea și apoi m-am gândit să plantez și unul lângă casă, să o fac fericită pe soție. Și ăsta e de la casa mea și au crescut multe piersici frumoase primul an. Și întrebarea este, cine a fost acolo înainte? Dacă te gândești, e o întrebare interesantă. Shanti s-a renăscut. Nu, nu el, pentru că el nu era înainte. Deci cine a luat această nouă viață? Cine a luat renașterea asta, viața nouă a lui Shanti? Cine a fost înainte? Cine a fost înainte ca copacul să fie plantat? Copacul este evidență că ceva a fost acolo, dar cine a fost acolo? Ce a fost acolo? Deci ăsta e capitolul 9. Capitolul 10. Iată comentariile lui Choni Lama în ordinea lui. Se numește o investigare a focului și a lemnului de foc. Se vrea să nege o anumită metaforă pe care oamenii o au pentru a dovedi că cineva care ia părțile cuiva când se renaște are o natură proprie de sine. Deci Shanti a luat corpul și mintea când a ieșit din Pao, că avea o natură proprie, că altfel nu putea să-și asume acel corp, să ia un corp. Deci cineva trebuia să fie acolo înainte. Și școlile non-budiste încearcă să explice metafora cu focul și lemnul de foc. Deci capitolul 10 e vorba despre interlocutorii, ceilalți. Și metafora asta cu focul și lemnul de foc vine de la ceilalți. Și Nagarjuna menționează doar pentru a-l combate. Deci ăsta e focul și lemnul de foc. E puțin mai greu să o explic și voi trebuie să vă dați seama de ce a venit după capitolul 9. Deci, capitolul 10, exemplul, în metafora dată de școlii non-budiste a agentului și a acțiunii, agentul este lemnul de foc, nu tipul care face foc. Deci când citești capitolul 10, te încurajez să ții minte că lucrul care era acolo înainte ca focul să se aprindă și care a făcut ca focul să se aprinde, focul a fost înainte, cineva a pus acolo, l-a aprins și a făcut foc. Focul n-a fost înainte și el zice că așa poți să explici cine a luat o renaștere, s-a renăscut. Sau poți să spui că rezultatul era prezent în cauză, că focul era în lemnul de foc și că s-a manifestat. Sankhya, aceștia au fost marile alte școli care erau la vremea lui Nagarjuna. Iată exemplu cu focul și lemnul de foc. Deci vorbim de lemnul de foc ca și agent și focul ca și faptă sau acțiune pe care o comite. Și noi spunem că exemplul lor, focul, este greșit. Deci nu prezentăm sistemul lor, ci e sistemul greșit
în capitolul 10. Ok, capitolul 11 și 12 le facem pe primele 17 în această recapitulare, pentru că este o recapitulare a capitolelor pe care deja le-am terminat. Dacă ești curios, în această sesiune să terminăm de la 18 la 23. 18 este cel mai important și extrem de popular. E cel pe care oamenii îl menționează cât mai mult. Am rugat celui de la Lune Nebune să facă o statistică și datorită programului John Brady ne permitem să facem această statistică, pentru că programul Gopher ne permite să aflăm numărul de căutări cu diferite setări. Putem face studii despre procentele cu aceste citate și care din capitole e cel mai citat. Și capitolul 18 este evacuitatea oamenilor și a lucrurilor. Deci o să terminăm la capitolul 23. 19, 20, 21, 22, 23 nu sunt așa populare, dar 18 e foarte popular. 24 la fel, foarte popular. Deci va trebui să venim și la anul, la următoarea serie cu Nagarjuna, da? Ok. Capitolul 11 și 12. Capitolul 11 se cheamă o investigație a primului început sau a ultimului sfârșit al lucrurilor. A investigație ca dacă lucrurile au un prim început sau un ultim sfârșit. Capitolul 12, o investigație dacă durerea e creată prin ea însăși sau din altceva, de altceva. Ok, chiar și să faci conexiunea între astea două. Cionilama le pune la un loc. Deci 11. Investigație dacă lucrurile au avut un prim în început și un ultim sfârșit. Și capitolul 12, o investigație dacă durerea vine din ea însăși sau din altceva, sau altceva a declanșat durerea. Și el zice, ăsta e Cionilama, da? Că ele vin după capitolul 10 pentru că ei demontează ideea cu focul și lemnul de foc. Deci 10 le-a dovedit că agentul și acțiunea, ideea asta e greșită și cum este adevărat lucrul ăsta. Ar trebui să vă amintiți din ultima serie pe care am avut-o, da? Voi să vă gândiți. Avem și o imagine aici. Imaginea pe care am folosit-o la sesiunea trecută când am discutat de ideile astea. Unde pui linia între început și sfârșit? Unde se termină viața trecută și unde începe viața curentă? Și unde a început această panglică? Poți să spui că nașterea lui Shanti a fost tăiatul, demarcarea liniei în timp unde el și-a finalizat viața trecută și a intrat în noua viață. Dar acea panglică, conform cu budismul, dacă reprezintă mintea sau viața însăși, nu are început și nu are sfârșit. Capitolul 13. Iată introducerea. Și o legă cu dorința. Dacă vedem emoții precum dorința și dacă vedem lucruri care vedem că încep, rămân și se termină și cauze pentru aceste lucruri, adică karma și oamenii care comit karmele, dacă oamenii pot face karme și dacă există oameni care fac karme, oare nu și astea au naturi proprii? Dacă ceva poate produce un efect, trebuie să fie el însuși. Și noi zicem că nu e necesar. Dar să discutăm asta. Deci, capitolul 13 este o examinare a factorilor. N-am avut un capitol similar în trecut? Care a fost primul capitol? Examinare a Ken. Noi zicem condiții și acum avem un cuvânt diferit, factori. Care e diferența între condiții din capitolul 1 și factorii din capitolul 13? Trebuie să examinăm asta. Trebuie să facem o examinare și aici.
Iată poza de la ultima sesiune pe care am avut-o, am ales poza asta și e o ilustrare a unui concept din capitolul 13 despre conexiunea dintre a înșela și a minți, decepție și minciună. Asta e ideea de iluzie, că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. E adevărat că oricine care te înșală te-a și mințit? Oare lucrurile ne mint pe noi? Oare lucrurile se prezintă într-un fel, dar în secret sunt altfel? Ni se prezintă simțurilor. Și cineva poate să fure de la noi prin faptul că ne minte? Capitolele 14, de la 14 la 16. Iată cum Choni Lama le pune la un loc. Sugerez ca și voi să le puneți la un loc. De ce? Pentru că, oricum, e mult 27 pentru voi. Arată-mi 10-12 conexiuni despre cum sunt ele legate. Cineva ar spune că atât lucrurile că și persoanele au natură proprie, că lucrurile chiar au contact între ele. Deci, între capitolele 14 și 16, discută despre ideea asta de importantă, că lucrurile pot lua contact cu alte lucruri. Adică ochiul poate lua contact cu culorile și formele. Conștiința poate lua contact cu ochiul. Care e natura contactului între cauzele fizice și conștiința care le observă? Este tema principală între capitolele 14 și 16. 14. Investigarea contactului între lucruri. 15. O investigare a naturii. Dacă lucrurile se pot contacta între ele, atunci ele au o natură separată. Dacă se pot atinge, implică că au fost separate înainte să se atingă. Dacă au fost unul și același, nu se puteau atinge. Deci, o investigare a contactului între lucruri implică apoi o investigare a naturii lucrurilor și apoi sare la Choni Lama le-a legat natural. Deci, capitolul 16 e o investigare a legăturilor și a libertății de la legături, de la încătușare. Deci, aceste trei sunt împreună, da? Și asta depinde de voi să le deslușiți. Toate trei se intră în contact și întrebarea contactului e esențială pentru a înțelege vacuitatea. Cum un lucru se poate atinge de altul? Iată o imagine. Ideea de aici, nu știu dacă am înțeles-o limpede, era ce a cauzat ca ea să aibă contact cu banii. Că altfel și noi să avem mai mult contact cu banii ăștia. Depinzând de motivația ta, tu poți face sau nu contact. Contactul nu vine de la diferite obiecte care se află în același spațiu, loc. Contactul vine de la motivație. Contactul cu bani vine de la motivația de a vrea să-i ajuți pe alții. Deci ăsta e cu adevărat contact. Înțelegi? Banii îți ating mâna dacă tu vrei să atingi mâna altor oameni. Mult de tot. Nu că banii sunt din hârtie și mâna ta e din piele. Trebuie să te gândești. Ok. Capitolul 17. Nu îți fă grijă, ăsta e ultimul de azi. Și în lecția următoare să trec prin 18, 19, 21, 22, 23, 6 capitole pe care le vom acoperi în sesiunea asta și o să vă dau o introducere rapidă și apoi intrăm în primul, care e 18. Deci, capitolul 17, ce acoperă? Cineva zice, Sansara, ciclu durerii, care în bucătărie este soția, țipă înapoi. Eu nu-s proastă, tu ești proastă.
plantează noi semințe, se duce în dormitor ca să fugă de bucătărie, se duce la copii obraznici, vine cu semințele plantate la soț, țipă la copii, apoi se duce din nou în bucătărie și țipă înapoi. Și uite, asta se cheamă un mini-ciclu, mini-sansara. Probabil în casele voastre și voi aveți aceste cicluri active. Deci, asta e o examinare a investigării karmei și consecinței ei. Cineva zice că sansara trebuie să aibă propria ei natură. Și dovada este că există o conexiune de bază din ultimele capitole. Există o conexiune între karma și consecințele ei. Nu e doar karma, nu e conexiunea între pielea ta și bani, ci trebuie să fie conexiuni mai profunde ca între karma și consecințele ei. Unde există această conexiune? Între a oferi cuiva bani pentru a-i ajuta și apoi să, ca banii să vină înapoi. Ce a creat contactul între pielea ta și hârtie? Sau băncile care au banii în cont? Cine a făcut această conexiune? Cine a creat conexiunea între a fi generos și a primi mulți bani înapoi? Cine a creat acea? De unde a venit conexiunea asta? Ar trebui să fie inerentă. Nu e ca și când trebuie să faci întâi conexiunea și apoi karma funcționează. Cumva ea era mereu acolo. Deci înseamnă că nimeni n-a făcut-o, nu? No. Și apropo, vreau să indic că când el discută în acest capitol 17, conexiunea între karma și consecințele ei, el alege karme pozitive, delicioase. Cred că e de bine. Aș vrea să auziți versetul. Când tu te controlezi, adică nu rănești alți oameni, în budism așa se zice, să fii bun cu alții, când te controlezi, asta înseamnă te controlezi, arăți iubirea adevărată altor oameni. Astea semințele pentru a avea fericire ca rezultat și chiar și de la o viață la alta. Deci el se concentrează cu adevărat și uite pe următoarea poză, se concentrează pe ceea ce zice karma albă pură. Deci în capitolul 17, când discută despre conexiunile sunt existente prin sine. Deci conexiunea între bunătate și fericire pe care o alege. Bunătate pentru alții și fericire pentru tine. Și el o denumește karma albă pură. El vrea să știe. Este o conexiune între bunătate către alții și fericire pentru tine? Este cumva natural această conexiune existentă prin sine? Deci ne oprim aici. Acestea sunt cele 17 capitole pe care le-am terminat deja. Cred că simți și eu sigur simt că el încearcă să ne arate că e un haos aici, ne învață. Adică cum fiecare capitol se merge de la unul la altul. Majoritatea cărților sunt extrem de atente să arate conexiunea între fiecare capitol succesiv, dar cartea asta nu ne arată. Înțelepciunea nu ne arată. Trebuie să o facem noi înșine. Poate că Nagarjuna a intenționat ca noi să luptăm prin și să facem aceste exerciții ca să înțelegem cu adevărat capitolele. Ok, ne vedem în lecția următoare. Ok.